La mulți ani, Colegiul Național Unirea! La mulți ani, Unirea! La mulți ani, Focșani! Numele meu este Cornel Manu și de vreo 25 de ani trăiesc în CNU. Aș îndrăzni să spun că trăiesc chiar CNU, dar unele remarci acide ar fi stai să spună că o fac doar de 24 ianuarie. Eu sunt convins că noi cu toții trăim CNU și că mai devreme sau mai târziu o să-și dea seama de asta și cei care au trăit. Nu vreau să trec mai departe fără să vă spun că genericul sub care se desfășoară festivitățile de astăzi din Liceul Unirea sună puțin ciudat într-o primă aproximație. Istoria CNU, tradiții asumate, tradiții generate. Vreau să vă spun doar că printre tradițiile asumate ale Colegiului se numără și sărbătorirea zilei liceului de 24 ianuarie, că printre tradițiile generate sunt cele pe care mulți dintre voi le-ați trăit, iar unii dintre voi chiar le-ați generat, pentru că vă aduc aminte de exemplu că Seara Bunilor s-a făcut doar două ediții și sunt convins că se va face de aici încolo mereu. O să mai avem prilejul să vorbim astăzi. Deocamdată dați-mi voie să vă prezint invitații noștri, cei care ne-au onorat cu prezența dumnealor. Din partea Primăriei Municipiului Focșani, domnul primar Veceva Pacinski și domnul viceprimar Tudorel Crovin. Creitor de CNU. Din partea Consiliului Județean Brancea, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Ionel cel Mare. Dumnealui nu a absolvit Colegiul Național Unirea, dar și-a recuperat greșeala în fața aici. Din partea Prefecturii Județului Brancea, domnul prefect Cătălin. Din partea Camerei Deputaților a Parlamentului României, domnul deputat Nini Săpunaru și Valuvești și Ioanu. Să știți că am întrebat cine dorește să vorbească din partea invitaților. Au făcut o ședință la mine în birou dumnealor, au desemnat un reprezentant și n-aș vrea să-l chem pe scenă înainte de a vă spune că tăcerea este un răspuns și domnul primar, mergând să vorbească, înseamnă că a fost de acord cu toate cererile pe care le-am făcut anterior și le vom face ulterior acestei zile. Mulțumim, domnule primar! Deci, delegatul frumoasei delegații și foarte importante delegații care ne-a onorat astăzi este domnul prefect Cătălin Popescu. Pentru că știu cât de mult apreciați acest tip de intervenție. În primul rând vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că așa am trecut, mi-ați încărcat bateriile cu exuberanța voastră și cu modul vostru de a administra. Și astăzi, știe toată lumea, e o zi importantă, lungă, în care avem foarte mult musafiri și vă rog să fiți alături de noi la ora 15 în Piața Unirea, acolo unde ne așteptăm musafirii și unde ne sărbătorim Unirea Mare. Nu vom fi decât vreo 220. Vă aștept. În a doua rând, ce să spun? Să vă felicit. Să vă felicit pe toți cei care ați participat la diferite forme de concurs, unde ați demonstrat într-adevăr că la Unirea se face școală. Să felicit cadrele didactice care au făcut tot ce au putut și în funcție de rezultatele obținute după până asta și au făcut de prin datoria. Și în ultimul rând, să vă urez succes
tuturor celor care, începând de acum, vor participa atât la, hai să spunem, concursuri, olimpiade și, în ultimul rând, celor care au examene de dat pentru facultate. Vă urez succes, la mulți ani și un an bun! Ceea ce urmează va fi un moment de pledoarie pentru genericul activităților de astăzi. Așadar, lumina. Site-ul focșanivechi.ro, pe care dacă nu l-ați accesat, vă rog să-l accesați. Este o istorie vie a orașului Focșani acolo. Apoi, vreau să îl menționez, sper să vadă filmarea asta, pe colegul vostru, Dragoș Dragomir, care și-a amânat un coloviu ca să termine de pus vocea pe acest film. Ieri dimineață, pe la ora 5, mi-a trimis fișierul audio pentru a putea filmul. Mulțumim, Dragoș! În ultimul rând, evident, omul de la butoane, de la întrerupătoare, de la calculatoare, de la teimă redactare, domnului Romulus, Dumnezeu de acolo. Și cu mulțumirile pentru că ne-au onorat cu prezența dumneavoastră, o să ne retragem cu delegația care ne-a onorat, pentru că dumneavoastră cred că au treburi foarte multe de făcut astăzi, nu înainte de a le mulțumi încă o dată. Ziua de 21 ianuarie 1863, cetățenii notabili ai urbei Focșani se adună în sala mare a municipalității și cer înființarea, în Focșani, a unui liceu. Ei erau împinși de râvna de a ne educa și cultiva fiii noștri, după cum mărturisesc ziarele vremii. Participanții la adunare cereau membrilor municipalității locale a întrebuința toate mijloacele, rugând mai cu deosebire pe domnul ministru de culte și instrucție publică ca zelul ce are pentru prosperarea națiunii a lua îndeaproape vedere dorința ce avem de a se înființa și în orașul nostru un liceu. Nu trecând să nici două luni și la 10 august 1865, Ministerul Justiției, Cultelor și Instrucțiunii Publice comunică primăriei că aprobă înființarea unui gimnaziu la Focșani. Știrea face senzație în oraș. În sfârșit, focșănenii își vedeau visul cu ochi. În condiții modeste la început, dar dătătoare de speranțe, s-au deschis cursurile gimnaziului Alexandru Ioan I în ziua de 7 ianuarie 1866. Viitorul liceu Unirea, la acea dată avea 50 de elevi și un singur profesor, Ștefan Neagoe. Profesorul preda toate materiile și făcea și oficiul de director.
În anii ce au urmat, numărul elevilor și profesorilor a crescut, fapt ce a necesitat construirea unei clădiri proprii, pe măsura ambițiilor și prestigiului dobândit. Astfel, în anul 1900, Liceul Unirea se va muta într-o nouă clădire. Astăzi, monument istoric. Focșani, ca și în celelalte orașe ale țării, în primele decenii ale domniei regelui Carol I, ziua de 24 ianuarie nu s-a sărbătorit. Arhivele orașului Focșani nu pomenesc în acea vreme de vreo manifestare care să amintească Ziua Unirii. Și deodată, o inițiativă se ivește și ea pornește tocmai de aici, din orașul Unirii. În 1880, corpul didactic al acestui gimnaziu cere ca școala să se numească Unirea, iar 24 ianuarie, Ziua Unirii, să devină patronul gimnaziului. În 1884, gimnaziul Unirea devine Liceul Unirea. Din documente, nu rezultă că sărbătorirea patronului Liceului Unirea s-a făcut chiar din 1884. Primul document care pomenește de o sărbătorire datează din anul 1888 și constă într-o invitație a directorului liceului, Dimitrie Caian, adresată primarului urbei. Duminică, 24 ianuarie, curent, fiind patronul acestui liceu, se va oficia Tedeum la orele 12 meridiane în salonul liceului și, la urmă, bineînțeles, se vor ține discursurile de ocaziune. În anul 1889, noul director, Gheorghe Panfil, face o invitație asemănătoare. În 1891, împlinindu-se 25 de ani de la înființarea Liceului Unirea, directorul Panfil înțelegea ca această aniversare să fie sărbătorită cu toată cinstea cuvenită unei mari instituții, așa că va invita onorabilul Consiliu Comunal a decide o sumă potrivită spre a întâmpina cheltuielile necesare. Programul sărbării, după părerea directorului, trebuia făcut de primarul orașului, împreună cu președintele Consiliului Permanent și directorul liceului. După cum vedem, inițiativa Liceului Unirea atrăgea la sărbătorirea patronului liceului, deci a Zilei Unirii, autoritățile comunale și județene. Dacă adăugăm faptul că și părinții unor elevi participau la sărbare, atunci ne dăm seama că sărbătorirea Zilei Unirii căpăta caracter de masă la Focșani. În anii următori, găsim în arhive aceleași invitații către primarul orașului și consilierii săi. În 1900, la conducerea Liceului Unirea vine Constantin Calmuschi, un director plin de energie și inițiativă. Acesta a dat sărbătoririi zilei de 24 ianuarie o amploare și un fast deosebit. Citând în continuare din programul sărbării școlare din 24 ianuarie 1900, care are loc în sala cea mare a Liceului Unirea, descoperim că festivitatea era deschisă de cuvântarea rostită de profesorul Constantin Calmuschi. Apoi urma o conferință pentru ca în final corurile liceului să intoneze Hora Unirii, Deșteaptă-te Române și Imnul Liceului. În anii următori, liceul va avea o orchestră bine pusă la punct, cu care nu numai școala, ci și întreg orașul se va mândri.
În 1901, același director pune să se tipărească o invitație urmată de un program al sărbării din acel an. Să-i dăm citire! Am onoarea de a vă face cunoscut că miercuri, 24 ianuarie 1901, ora 9 antemeridian, va avea loc în sala liceului sărbarea aniversării Unirii Principatelor Române, a inaugurării noului local și a patronului liceului, după programul de mai jos. După câte vedem, acum se vorbește explicit de sărbarea aniversării Unirii Principatelor Române ca prim punct al manifestării. Ideea își făcuse drum și prinsese puternice rădăcini la Focșani. În 1902, sărbătorirea zilei de 24 ianuarie aduce elemente noi, care confirmă amploarea luată de această sărbătoare și răsunetul ei în masă. Mai întâi, programul alcătuit de Liceul Unire arată că sărbarea se transformase într-un adevărat festival al Unirii. Manifestarea începea la ora 10:30 antemeridian, printr-un tedeum la catedrală, la care participau profesorii și toate autoritățile orașului. La ora 11 urma, punct nou în program, defilarea elevilor liceului pe bulevardul școlilor, în dreptul grădinii publice. Festivitatea propriu-zisă începea la ora 2 post-meridian, în sala de solemnități a liceului și cuprindea numai puțin de 12 puncte, discursuri, printre care și cel al primarului orașului, coruri și așa mai departe. În 1903, directorul Săvel Rahtivan se îngrijește de întocmirea celui mai bogat program de până atunci dedicat zilei de 24 ianuarie. În același an, aproape toate școlile din oraș dau sărbări în cinstea Unirii. Începând din 1909, sărbătorirea evenimentului recapătă proporții naționale. De la președinția Consiliului de Ministri pornește în 1909 o programă pentru sărbarea zilei de 24 ianuarie, a 50-a aniversare a Unirii. Cu acest prilej, în sala de festivități a Liceului Unire are loc un festival școlar. În încheiere, Hora Unirii, dansată de elevi. După sărbare, retragere cu torțe. A doua zi are loc sărbătorirea evenimentului după programul obișnuit. Conferința ocazională a fost ținută de directorul liceului, Teodor Iordănescu, având ca titlu Cum s-a făcut unirea. Deșteaptă-te române și Hora Unirii au însuflețit sărbarea. În acel an, 1909, Liceul Unirea înceta a fi unica instituție de cultură din Focșani care întruchipa actul măreț înfăptuit la 24 ianuarie 1859. Timp de generații întregi, Liceul Unirea a simbolizat, aici, la Focșani, evenimentul înălțător care a avut loc la 24 ianuarie 1859. Pentru focșăneni, în toată această perioadă, liceul lor s-a identificat cu însăși unirea. Printre multe alte evenimente care au făcut din istoria CNU una plină de consistență, sărbătorirea zilei de 24 ianuarie a fost, dovadă cele spuse până acum, o tradiție generată de uniriști și asumată de întreaga țară. Pe care am sărbătorit, acest 100 de ani am sărbătorit-o în noiembrie, da?
când au fost în lansarea acestei reviste. Am ținut în mod special să invit astăzi un om deosebit, un univist și băiatul dânsuitor la Unirea Terminat. Avem o lungă colaborare în editarea, tipărirea revistei noastre. Este un prieten și un sprijinitor al liceului Unirea. Și am ținut ca la acest ceas aniversal să-l cunoașteți. Îl vin aici pe domnul Mopostolache, care are scenografia aici și care de fiecare dată, în ultimul ceas, ne-a acceptat grafica, macheta și reușea să iasă la timp această revistă. Revista, o să vedeți, le știți numele trecute, o să vedeți și acest număr, apare în condiții grafice excelente și aceasta se datorează și domnului Postolache. Și cu profit de această ocazie, fiind și în fața noastră și merită cu alte aplauze, vă rog și medalie majoră a revistei noastre, acea medalie care se oferă celor care au contribuit la apariția și la continuarea acestei tradiții. Felicitări! Să aflăm din această publicație lucruri cât mai interesante de la elevii acestei școli. Mulțumesc! Încă o dată vă mulțumim. Este foarte important pentru noi să avem un asemenea sprijin logistic, mai ales că, în general, lumea se retrage în fața revistei noastre. Foarte puțin vin să ne susțină și la capitolul acesta. Dar la capitolul muncă, talent, inspirație, avem destul de mulți susținători. Avem cam așa, cam vreo 4 clase de copii au făcut portofolii anul acesta de grafică sub îndrumarea extraordinară a doamnei Doriana Giuglea. Ne-au dat portofolii, au experimentat tema, care este mutație, și astfel au asigurat o grafică de excepție acestei reviste. Irina Chiriță, din nou, a făcut coperta. Sper că vă salvez. Coperta trebuie văzută ca unitate, din nou, coperta 1 cu 4, ca parte plastică a temei și ca marcă a liceului. Până acum, în toate exemplarele pe care le-am condus eu împreună cu domnul Buzățelu, că și în ultimul timp cu colaborarea extraordinară noastre colegi, doamna profesoară de desen și arte plastice, zic eu, așa, are și o amprentă a liceului, o vedeți aici, dacă vă uitați cu atenție. După care, avem cam o clasă de elevi ai liceului care au dat eseuri, interviuri, poezie, proză pentru debut, pentru confirmări, adică vreo 25-26 de oameni. Avem o jumătate de clasă de absolvenți care au terminat de acum 50 de ani încoace liceul, așa, cu 14-15, și asta s-a făcut 130 de pagini. Și acum îmi cer scuze că nu pot să, adică, mă rog, aș vrea să prezint pe fiecare parte, dar timpul este limitat, rog să poftească lângă mine toți oamenii care au ajutat la revistă. Toți oamenii, toți oamenii, toți care au colaborat
Haideți, vă rog, repejor, încercați să nu vă împiedicați de nimic. Haideți. Și domnii profesori, doamnele, domnișoarele, profesoare, toată lumea. Haideți, aici. Unde căpem? Să suntem cam mulți, dar nu căpem până la urmă. Asta e o parte din echipă. Cedez cuvântul domnișoarei, care merită acest loc de vorbitor, pentru că s-a ocupat cel mai mult din toată lumea, mă rog, preuniversitară, la acest număr. Poftim ca Dubrava, clasa 11F. Bună ziua și la mulți ani nouă, Uniriștilor! Știm cu toții... Știm cu toții că anul acesta revista noastră a depășit un secol, dar sperăm că ea nu are o simplă existență trecătoare sau cel puțin așa ne place nouă să credem. Ceea ce vedeți aici nu este rezultatul doar muncii noastre, a elevilor, ci este și rezultatul muncii profesorilor noștri, care ne-au urmat pași încă de mici până am ajuns unde suntem astăzi. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au străduit, tuturor celor care au scris și tuturor celor care nu au scris la revistă, tuturor celor care o vor cumpăra sau nu o vor cumpăra, fie că o vor citi, fie că nu, vreau să vă mulțumesc vouă tuturor, elevi și profesori uniriști, pentru că datorită vouă și pentru voi, noi, scriem și, în primul rând, ne asumăm ceea ce scriem. Vreau să vă îndemn, să vă implicați, să faceți revista așa cum vă doriți voi, mai frumoasă, mai valoroasă, poate mai puțin criticată, sau, de ce nu, criticată, dar, în primul rând, respectată. Despre valorile uniriste, spunând că ele se manifestă doar la ocazii speciale. Mie îmi place să cred că un unirist adevărat este un unirist adevărat oriunde și oricând și că știe ce înseamnă cu adevărat valoare. Pentru a vorbi de valoare, trebuie însă să credem în valori. Trebuie să ni le asumăm și, în primul rând, să știm să punem la baza lor respectul. De aceea îmi place să cred și sunt sigură că așa este. Că noi, uniriștii, înainte de a cere respect și mai întâi să arătăm respect celor care muncesc, chiar dacă ne implicăm sau chiar dacă nu ne implicăm. Pentru că mă aflu aici în numele unei întregi echipe care a muncit foarte mult la acest număr, v-aș ruga să ne înțelegeți, chiar dacă nu ați contribuit și chiar dacă nu veți contribui vreodată. Știm că poate nu ne facem înțeleși mereu, poate nu ne facem înțeleși niciodată, dar noi, pentru voi și doar pentru voi scriem și doar pentru voi ne străduim. Așadar, vreau să urez la mulți ani Colegiului Național Unirea, la mulți ani revistei noastre și nu în ultimul rând, la mulți ani tuturor, foști, actuali și eterni uniriști. Vă mulțumesc! Omul care ne-a adus premiul, vorbesc de Ionuț Flatus Bracu, care se află în spatele meu, și dacă trebuie mă refer la acea medalie de argint la concursul internațional de neuroștiințe și care are un cuvânt pentru voi. Bună ziua, la mulți ani, tuturor, nu neapărat cum e zisă, din căbunie, e cam cu toți românii. Dacă tema a fost mutat, eu pot să spun că am mutat pe un plan, dar nu neuroștiință, pentru că eu am mutat planul literaturii, sunt fericit, am graficii. Ce pot să spun? La bază vieții, practic, stă mutația, modificare neprogramată în structura materialului genetic, asta așa la bază științifică. Dacă n-ar exista ea, n-ar mai exista variabilitatea, practic. Legat de asta, nu vreți cu tare de acolo. Chiar nu știu ce mai spun. Cristina Stampu, nu mai e nevoie de prezentare, clasa a 12-a filologie, două cuvinte. Mulțumesc
accedem la mațeală revista noastră, v-am primit că revista noastră primește 101 ani. Și tema principală a anului acesta este mutația. Inițial, când am auzit acest termen, m-am gândit la tot felul de anomalii din biologie, la tot felul de experimente trăsite în genetică, dar gândindu-mă mai profund, am realizat că mutația este un element esențial pentru a releva ideilor oamenilor esența lor. Gândindu-ne la mutație, putem să adăugăm un sinonim mai simplu, schimbare. Oamenii, ideile, chiar și revistele, au nevoie de schimbări, nu neapărat pentru schimbare, cât pentru a releva adevărata lor esență. În numărul acesta, ca să fiu mai specifică, s-a vorbit despre tot felul de schimbări. S-au vorbit despre schimbări de idei, de exemplu, există un editorial despre schimbarea unui tragic de-a lungul timpului sau despre, cum spunea Ionuț Gradu, divulgările științifice. Dar mult mai interesant și mai frumos sunt articolele foștilor absolvenți de acum un an, de acum 2 ani, la Universitatea Roxana Neagu sau Oana Bolzaru, despre mutațiile pe care ei le-au suportat și le-au trecut în viața lor, odată cu schimbarea regimului, de la regimului treptei de învățământ, de la liceu la facultate. În aceste articole veți vedea ce înseamnă mutația cu adevărat, schimbarea în destin și schimbarea spre bine, spre relevarea adevăratei voastre naturi. Eu zic că e un număr reușit, un număr frumos și o ocazie în plus de a spune o dată la mulți ani și de a simți acest lucru. La mulți ani! Mulțumesc și 73 de subtilii Alexandra Diaconu.
Eu mi sunt dificil să vorbesc în fiecare dată, deși mă rog, să cumpă de multe ori să vorbesc, pentru că nu știu ce așteptați de la mine să auziți. Practic, aș încerca să vorbesc așa cum aș vrea eu să aud când se vorbește. Până mare și exercita dreptul meu suprem de om, pe lumea acela de a mă raporta la celălalt. Practic, ăsta este conceptul pe care revista următoare îl va avea drept temă centrală, așa, în raportarea la celălalt, la alteritate. E greu să explic ce înseamnă alteritatea. În schimb, aș apela la două exemple. În dimineața asta, în timp ce veneam spre liceu, am refăcut aproape ritualic un drum pe care îl făceam acum câțiva ani, fiecare dimineață, de la 15 septembrie până la 30 iunie. Și mi-am adus aminte că, refăcând drumul ăsta, sunt de fapt acasă. Și am încercat să-mi aduc aminte tot felul de imagini, tot felul de situații pe care le-am trăit când eram licean, până undeva în fața restaurantului Zintru, când cineva a clansonat extrem de puternic și mi-a rupt identitatea prânceană și m-am lăsat din nou în Bucureștiul pe care îl urăsc din străfundurile ființei mele. Am pasat undeva între identitatea locală pe care mi-aș fi dorit să o păstrez până la sfârșit și identitatea conjuncturală, poate, a vieții mele de acum. În același timp mi-am mai adus aminte de un episod undeva către sfârșitul facultății, când într-un cadru total informal, într-o pauză între cursuri, când nu-i frumos să spun, dar eram la țigara studențească, una dintre profesoare s-a alăturat grupului de studenții care eram și eu, și a ascultat ce vorbeam, până într-un moment în care, uitându-se la mine, a intervenit și a spus: fenomenal, tu ești moldovean. Da, sunt. Fenomenal, timp de 4 ani, pentru că, o paranteză, făcând timp de 4 ani am fost student, nu a reușit să-și dea seama că, de fapt, limba pe care o vorbesc păstrează, imposibil de separat la acel moment, identitatea mea de aici. Pentru ea, în acel moment, eram un celălalt desăvârșit, dar un celălalt care a reușit cu, nu știu, abilitate și retenie să-și ascundă identitatea. Din ce motiv? N-are importanță. Dar a reușit să-și o ascundă. Și în acel moment, practic, am realizat, prin replica pe care profesoara a rostit-o, că identitatea mea, în acel moment, era limba pe care o vorbesc. Anii au trecut și, din nou, dintr-o conjunctură, a ajuns ca și România, indirect, la mâna 20-a, să primească un premiu Nobel pentru literatură prin Herta Müller, care, la un moment dat, într-unul dintre interviurile ei, pe care, mă rog, puteți să-l vedeți într-o formă a lui pe YouTube, intervievată fiind de Ligianu, deconspiră întreaga ea activitate literară din perspectiva identității, spunând, parafrasând de fapt, citatul nu-i aparține, că nu orice, nici parcă ești high mind soldier, dar asta ești tot în el. Nu limba pe care o vorbești, nu limba este acasă, ci acasă este limba pe care o vorbești. Poate cuvinte de exercițiul acesta al identității mele, întotdeauna pare se, păstrând în medalion intervenția colegei de acum, profesoarei de atunci, limba este cea care mă definește. Exercițiul alterității supreme, care până la urmă reprezintă o modalitate de proiectare a propriei identități, este realizat prin limba. Limba care ne permite să ne definim ca proprii identități, limba care ne permite să ne raportăm la ceilalți și, nu în ultimul rând, limba care îmi permite, atunci când vreau, conjuntural sau nu, să fiu altul. Pentru că, indiferent de locul în care activăm, de profesia pe care o avem, întotdeauna, identitatea noastră este, de fapt, o reuniune de alterități. O reuniune de ceilalți, pentru că, de exemplu, în momentul ăsta eu sunt altul decât cel care sunt în mod normal, pentru că trebuie să mă dimensionez în funcție de ceea ce vreți să auziți de la mine. Atunci când sunt la școală, sunt altul pentru că mă dimensionez în funcție de așteptările studenților mei. Atunci când stau de vorbă cu profesorii mei, trebuie să mă redimensionez pentru a reuși să ajung la, știu eu, modelul pe care aceștia au să-l formeze în mine, dacă au reușit sau nu, rămâne de văzut analizându-l.
discursurile și felul în care sunt, altul sunt atunci când merg la magazin, altul sunt atunci când mă urc și cobor din tren sau când sunt la volan. Practic, nu inventez eu acum bacaldă. Dintotdeauna, raportul cu celălalt a construit, de fapt, propriul mod de a fi. Dacă ne-am gândit la un simplu aspect, și anume, la momentul în care Europa începe să-și construiască identitatea prin supunerea identității coloniilor, un mainstream al antropologiei culturale extrem de dezvoltat, dar care astăzi, mă rog, chiar de suietudine, pot să afirm că întotdeauna, atunci când mă întâlnesc cu celălalt, am tendința de a-l analiza ca diferit de mine. Fie că e vorba de privirea îndepărtată, fie că e vorba de privirea apropiată, întotdeauna privirea, pentru că de fapt este primul modal, prima modalitate prin care am contact cu celălalt, îmi va oferi mie măsura maximă a alterității. Întrebarea va fi însă, oare alteritate periculoasă, celălalt cu care mă întâlnesc, ce este pentru mine? În ce poziție să mă situez față de celălalt? Dacă ne uităm din nou în spate, la istoria noastră, putem vedea că de multe ori identitatea a născut moștri. Gândiți-vă numai la ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial cu evreii. Gândiți-vă, poate mai aproape de noi, la ce s-a întâmplat cu intelectualitatea românească în timpul perioadei comuniste. O modalitate de raportare la celălalt ca fiind periculos și, prin urmare, periculos fiind, trebuie anihilat, trebuie dat la o parte, pentru ca propria mea identitate, sper tot doctor cum era, să poată să reprezinte un reper modalitatea de construire a celorlalte. Cu alte cuvinte, fie că e vorba de identitatea prin limbă, fie că e vorba de identitatea prin ceea ce mănânc, ceea ce pot, ceea ce spun, fie că e vorba de identitatea mea atunci când sunt în diverse spații în care mă pot mișca, identitatea se construiește, de cele mai multe ori, fie prin raportarea la ceea ce vreau să fiu, fie prin raportarea la ceea ce aceia care sunt în fața mea vor să vadă, prin urmare mă redimensionez propria identitate. Numărul următor pe care urmează să-l faceți, pe care urmează să-l scrieți, practic va încerca să vadă prin ochii celor de 15-18 ani ce înseamnă să fiu eu și ce înseamnă să fiu eu în raport cu celălalt. Voluntatea identității mele spirituale, auzită la asemenea expunere, și cu, mă rog, invitiile alterității care este domnul Stoicescu. Permiteți-mi să îmânez și lui medalia pentru 100 de ani de revista noastră. Să-mi dați și medalia de 200 de ani. Ok, e pregătire. Mulțumim! Spor la lectură! După cum bine știți, astăzi se împlinesc 154 de ani de la Mica Unire, odată cu alegerea ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza, dar, poate și mai important, se împlinesc 147 de ani de CNU. O groază de timp, o groază de generații. Noi ne-am gândit să omogenizăm puțin lucrurile și iată rezultatul. Cu existența generațiilor din perioada 1950-2010, schimbări de paradigmă. Într-adevăr, ceea ce vom încerca noi să facem este să surprindem astea mădările și deosebirile dintre umiriștii de astăzi și cei de altă dată. Nu spun că înaintea și noștri ar fi fost alte decât noi, dar cu siguranță vremurile sunt acum alte. Proiectul a fost gândit în trei etape, fiecare pentru a încerca să reprezinte cât mai de adevărat starea generală a unei anumite perioade de timp. Prima parte va fi nostalgică pentru unii, căci dincolo de aparența seriozității dictate de greutățile vremurilor, tinerețea era la fel de vie ca întotdeauna. În cea de două etapă, numită generația părinților, vom învățișa scopia de liceu de fețeilor, prestarați cu rock and roll și disco, uniforme și bernițe alte, sau ca furt care mai este. Chiar dacă modelele generației erau altele, unii niște au rămas probabil la fel.
Și nu în ultimul rând, cei care am preluat ștacheta suntem chiar noi, unici, inegalabili, noi avem iPhone-uri, suntem, avem tehnologie și iPhone-uri, suntem nonșalanți și îndrăzneți poate mai mult decât constanții vreodată. Acestea fiind spuse, venităm să descoperim împreună care generație avea sângele mai mișiniu și mai ales cum se vedea viața de liceu din perspectiva altor timpuri. Chiar pe vremea când am fost inspector școlar și inspector școlar general adjunct, am simțit mereu această atracție de a face ceva pentru Unirea și... Ți-a spune că am terminat liceul Unirea în anul 1963. Eram foarte mândru să fiu elev al liceului Unirea, care era un liceu de mare prestigiu. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru acest interviu, pentru că în felul ăsta probabil că intru și eu în istoria colegiului Unirea. Imaginea despre liceul Unirea, despre liceul în general, despre liceul Unirea de Focșani este una care se păstrează vie și care... Prin ochii adolescentului care eram, apreciam enorm schimbările. Imaginați-vă dintr-o... Atmosfera pe care am găsit-o la începutul anului, când nu era un careu banal, cum se întâmpla pe vremuri, ci efectiv un spectacol. Când am intrat în sală, însoțit de câțiva absolvenți de CUZA, sincer să vă spun, am avut senzația că sunt la un mare concert a unui actor preferat și am văzut invidia pe ochii lor. Sigur, este un moment emoționant pentru mine, pentru că am ajuns ca, iată, elevii mei să facă un interviu cu mine ca și unirist. Mă refer ca fost elev, dar și ca actual profesor. Erau mândri că învățam la liceul Unirea și mai apoi Colegiul Național Unirea. Uniristul a fost, este și va fi mereu cel mai bun din toate punctele de vedere. Românii cuceresc cea mai prestigioasă universitate din Marea Britanie. Printre viitorii șefi de stat, directori de multinaționale sau economiști de talie mondială, găsim la Oxford și 82 de studenți români. La inginerie, încă nu m-am decis pe ce vreau să merg mai departe. Clase. Deci noi am făcut după sistem sovietic cu note până la 5. Deci n-am avut notă mai mare de 5 pe vreme. În liceul Unirea se spune foarte greu. De fapt, în Focșani erau două licee, dar Unirea, ca și acum, era cel mai căutat, chiar dacă era doar liceu de băieți în 1954. Am intrat 5 clase și după doar un trimestru am rămas 3. A fost un ordin în care toți cei care erau corijenți la 3 obiecte au fost exmatriculați. Deci toate clasele, de toate cele 5 clase s-au comasat și au devenit 3. Și așa am și terminat. Liceul Unirea era o cetate și atunci. O cetate cunoscută pentru zidurile din cărămidă roșie, pe care noi ne-am scris numele. Nu știu dacă astăzi voi le mai scrieți, noi le-am scris. Când eram eu la liceu, părinții noștri erau mai modești din punct de vedere material.
față de cei de azi, la fel și baza materială a liceului comparativ cu cea de azi. Din păcate, nici contextul politic, nici cel economic și nici cel social nu sunt prea prietenoși cu școala. Purtam obligatoriu uniformă, care trebuia să fie curată, cămășile apretate, cravata bleu-maren, pantaloni călcați la dungă, purtam la haină și palton ecusoane, cu emblema liceului și număr matric. Ținută obligatorie, deci cu șapcă, cu matriculă și la haină și la palton, că de multe ori noi mai aruncam paltoanele pe geam, dar directorul liceului, profesorul Constantinescu, poreclit de noi, Atila, ne adunat paltoalne și plecam de multe ori fără ele și ne învăța minte să nu mai facem asta. Profesorul de istorie, domnul Ghiță Untaru, care a devenit apoi profesor universitar la Universitatea din București, când apărea la catedră era ca un regizor, era unicat, tot timpul zâmbea, era artist când ne oferea citate celebre. Ora domniei sale era presărată cu foarte multe glume și dar profesorii noștri știau să pună distanță între bancă și catedră, fără a fi rece. Asta este foarte interesant. Să poți să fii la catedră, să poți să fii iubit de ele, să poți să ai rezultate cu elevii, dar să nu fie nevoie să... cu toate că aveam o clasă eterogenă, cu evrei, cu fii de negustori, cu fii de chiaburi, cum erau cu aceea, nu se întâmpla să cineva ca cineva să fie favorizat, da? Sau să ne gândim că s-au pus o notă pe netrebă. Erau foarte, foarte onești în ceea ce privește aprecierea. Pentru voi, cei de astăzi, să faceți un mare efort de gândire și să vă apropiați de bibliotecă, adică să fiți avizi de cunoștințe, să porniți cât mai des în excursii spre a cunoaște urmele lăsate de istorie, să vă bucurați de frumusețile naturii, să faceți sport, să petreceți. Să nu irosiți anii de școală, cei mai frumoși din viața. Thank you.
Ori de câte ori văd cete de școlar, spre liceu ne vin surâsător. Stau și îi privesc și în mă regăsesc, pe vremea când eram și eu de vârstador. În rândul patru banca de la cea, e un cântec din viața mea. În rândul patru locul meu era, și oriunde-aș fi cât voi lăi, nu-l voi uita. Pam, 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 pam. În rândul patru locul meu era, și oriunde-aș fi cât voi lăi, nu-l voi uita. Noștri, modelul lor, dintre reprezentat de Oana Sârcu și Ștefan Bănică, în bine cunoscutul film Liceu. În clasa 9, în 1991, era imediat la scurt timp după Revoluția din 1989. Contextul în general social, cultural, politic era unul tumultos, cu foarte multe schimbări care veneau în valuri surprinzătoare. În ultimele luni în anul 90 am dat anul școlar, evident, am dat admiterea la liceu Unirea, se înființase și clasa de informatică. Să vă spun sincer, nu mai aduc aminte cam cât de dur a fost examenul la momentul respectiv. Oricum, selecția elevilor a fost una destul de ok, dar nu, cu siguranță nu la nivelul de astăzi. Astăzi știu că se intră cu medii foarte mari la acest liceu. Schimbările veneau aceea promoție 86, 85, 86, atunci liceul era sub tutela Ministerului Transporturilor, era liceu auto. Curtea era plină de camioane, de autoturisme care făceau obiectul practicii de conducere pe vremea aceea. Sigur, eram tineri, să spunem, uteciști, era organizația Uniunii Tinerilor Comuniști din România, toți elevii de liceu eram, să spunem, prinși în această organizație. Era o atmosferă, cum să spun, este foarte greu să te gândești acum ca elev când ai atâtea mijloace de informare vis-a-vis de internet, de Facebook, de toate problemele acestea, pe când atunci era, să spunem, totul era foarte, foarte simplu. Era un singur partid, un singur conducător iubit. Contextul sociopolitic. Sigur că era o perioadă mai accentuată de tranziție de la o societate pe care voi nu o cunoașteți, către una care se edifică acum. Credeam că e o tranziție care va dura mai puțin, dar a durat și durează. Cred că, într-adevăr, aveam emoții la ore, probabil cum toți elevii le au. Un profesor pe care îl admir foarte mult și în ziua de astăzi. Întâmplător se face că suntem și colegi în Consiliul Local Focșani. Domn profesor Pătrașcu Ienache, matematica în cele mai iubite obiecte ale mele. Permiteam și mici cochetării, o ieșire, eu știu, la o pizzerie avea deschisă o altă noutate. Prin clasa 10-a să organizăm niște petreceri, serii culturale, nici nu știu cum să le denumim. Cert este că aveam aprobarea direcțiunii să facem niște petreceri în sălile de clasă. Nu prea erau discoteci pe vremea aceea, nu prea erau cluburi, deci posibilitatea noastră de a ne întâlni și a petrece timpul liber și în felul acesta era destul de restrânsă.
Ulterior au început și proiectele extrașcolare. Aveam un proiect, ceaiul de la ora 5, dacă nu mă înșel, cu domnișoara Popescu. A fost o relație extraordinară. Extraordinară și oricât am fost de temători, să spunem, în clasa nouă, pentru că era o altă experiență. Veneam fiecare din mediul nostru, era un alt nivel până la urmă. Am găsit unul profesorii noștri mai mult decât oameni de catedră. Erau momentele frumoase când venea iarna, pentru că era o tradiție, nu știu dacă se mai respectă în ziua de astăzi. La prima zăpadă găseam timpul necesar de a juca o partidă de fotbal cu profesorii. Evident că grosul echipei cadrului didactic era asigurat de catedra de matematică. Erau momente foarte plăcute și chiar dacă veneam dintr-o perioadă destul de închistată ca manifestări în școală și în cadrele, să spunem, instituționale, Liceul Unirea a găsit întotdeauna și cadrele didactice, dar și elevii potriviți pentru a încerca să evadăm din acele... Asaltați de tot felul de stimuli dinamici legați de schimbarea banilor, schimbarea magazinelor, a mentalităților, gen clientul nostru, stăpânul nostru, desfințarea uniformelor. Toate acestea erau schimbări pe care le savuram cu... Într-un registru poate mai relaxat așa și doamna dirigintă Tarcicov, care cu siguranță va vedea înregistrările, va aduce aminte cu multă bucurie. Într-o toamnă știu că aveam un coleg care locuia foarte aproape, era cineva de la țară, un băiat foarte de treabă și știu că venise cu niște must. Deci nu era alcool, era pur și simplu must. Era nealcoolizat. Eram convins de faptul că păcătuim foarte mult dacă introduceam alcoolul și chiar nu s-a întâmplat acest lucru. Cum s-a transportat mustul în firea asta, așa foarte mult și deschizându-l, a pătat, atunci era parchet din acela vechi, nelăcuit, probabil că mai este. Noi am încercat să ascundem această poznă pe care am făcut-o și să... Da, urma fix ora de dirigenție. Da, și... Atunci eram și șeful clasei, doamna dirigentă, cred că chiar s-a supărat, oricum părea foarte supărată de acest lucru și mi-a spus că pedeapsa noastră, una dintre ele, nu mai știu ce consecințe mai suportam în rest, dar una dintre ele era să aducem parchetul la starea lui inițială. Cum? Într-o metodă foarte originală. Să curățăm parchetul cu totul. Cea primele zile obișnuite, dar împreună cu unii dintre colegi încercam să facem din fiecare zi una neobișnuită. Mi-aduc aminte că am venit într-o zi îmbrăcați ca detectivi, cum am fi văzut astăzi, cu niște haine foarte lungi, cu pălării și cu serviete. Intrasem cu totul și cu totul în stare, până și modul de a saluta profesoarele, profesorii era corespunzător, ne ridicam părăriile în stil retro și multe, multe alte năzdrăvânii, între ghilimele, pe care le făceam și de care ne mai aducem aminte din când în când cu foarte mare drag.
iar noi nu făceam altceva decât să respectăm cadrele politicii acelor vremuri. Eram încadrați perfect, fiecare la locul lui știa ce are de făcut și cred eu, pentru că disciplina și regulile atunci erau foarte stricte vis-a-vis de că elevii de atunci, dar și cei de acum veneau la Unirea, în primul rând îndemnat de părinți că aici vor găsi și vor face matematică și informatică, dar surpriza plăcută era că găseau și un mediu în care învățau limbi străine foarte bine, în care învățau istorie foarte bine, în care puteau să se afirme ca artiști, că astăzi sunt foarte multe exemple de absolvenți de liceu Unirea, de colegii Unirea, care nu sunt neapărat în domeniul matematicii și informaticii, sunt în toate domeniile. Uniristul actual este un elev de top, nu în Vrancea. În Vrancea deja e o tradiție de câțiva ani buni să fim liceul de top, dar absolvenții Colegiului Unirea sunt absolvenți de top în România. În momentul în care deci împlinim 147 de ani și de 147 de ani unirea face puterea, cred eu că a fi unirist în momentul acesta nu înseamnă numai o mândrie la nivel de județ, la nivel de România, ci înseamnă o mândrie la nivel de glob și de, cum spune imnul liceului, unirea nu e un liceu, unirea e un stil de viață și cred și sunt sigur că cei care vor vedea acest film, uniriști din România, din lume, îmi dau dreptate. Este cel mai frumos vis pe care îl poți trăi. Și spun asta pentru că încerc să compar situația noastră de atunci cu ceea ce se întâmplă astăzi. Și impresia mea este că astăzi elevii știu mult mai bine și poate mult mai de timpuriu, cam ce are restul de astăzi este la fel de determinat ca și cel de ieri. Erau mândri că învățam la Liceul Unirea și mai apoi Colegiul Național Unirea. Eu am învățat la Unirea în clasa a 5-a. Și pe vremea era Liceul Unirea, dat în 97 a fost colegiul, a fost denumit Colegiul Național și după atunci era cel mai bun liceu și toată lumea vrea la Unirea și mă sunt norocos că am reușit să intru și să fac și o parte din colectivul Colegiului Național.
toți profesorii erau foarte apropiați de noi. Iar asta mi-a și plăcut, că ne plăcea că ne și învățau, ne și educau, nu doar ne predau și atât. Cel puțin majoritatea profesorilor care am avut eu norocul să iau. Eu personal niciodată nu am ținut cont de acest aspect. Dacă elevul manifesta sau manifestă o conduită deschisă, abordabilitate, sârguință în ceea ce privește materia pe care dorește să o aprofundeze, nu mai contează. Frumoase. Și nu știu dacă... Au fost multe cu povești, dar nu cred că îmi vine în cap chiar acum una atât de frumoasă încât să merite aia amintele. Toate au fost frumoase. Tot timpul petrecut acolo a fost foarte frumos. În punctul meu de vedere, uniriștii au fost mereu persoane ambițioase, dornice de afirmare, sârguincioase și nu degeaba mereu a fost pe primul loc din punct de vedere al rezultatelor obținute la olimpiade, la concursuri și la alte evenimente de acest gen. Toți vroiam să mergem la facultăți. Eu am terminat matematică fizică, majoritatea dintre noi au mers la ASE. Uniristul de astăzi este poate puțin libertin, mai rebel și mai dornic de afirmare. Thank you.
La mulți ani, CNU! Thank you.